M-am decedat, m-am împrumutat cu bani și am pus la îngropiminte când a murit mama. A murit tata tot așa, tot am pus. Și m-am vărât tare mare datoria. Să dau și eu și la urmă așa s-a prinit că casa la mama au dat-o la fratele. Și eu am rămas la o gazdă aici, șez la gazdă și nici casă n-am, nici... Am 4 copii. Situația e foarte grea. Soțul nu am ajutor de la dânsul cu nimic. Îmblă și mai are alte femei, și nu pot să mă descurc cu dânsul. Cât vreau să-l opresc, tot nic. Mi-e greu. 4 copii, fata clasa nouă terminată de nevoie, nu m-am trimis o mai departe, că eu ieșim la piață. Și lăsat-o cu asta mai mitic, o lăsam. Asta de la grădiniță, trebuie să o pornesc la grădiniță, de tot n-am putut să o pornesc, că trebuie să plătesc 600-700 de lei. Eu prinesc ajutor social, dar nu ne ajut, nu ne ajungi banii ăștia. Nici pe leacuri, pe mâncare, pe o haină, pe lumină, pe apă, pe asta, comunalele astea care să le plătesc, îți duc. La o lună de zile trebuie să trăiesc prin pampers. Numai pe pampers trebuie să dau 300-400 de lei pe lună, că o pacovcă nu mine nu ajunge. Că fata mică are 7 luni și jumate. Mi-e foarte greu. Fata la școală și e mai mare, din cauza mea am oprit-o, dar cum să vă spun, că am oprit-o pentru copilul ăsta mititel. Mihai umblă la școală, clasa a patra, a doua clasă. Tot greutăți, n-am avut și să-l îmbrac deodată, nu era greu. Jantă de lot, tot n-am avut să-l trimit, tot ne-a dat o jantă, o femeie. Și bani. Am o datorie mare ca să dau. M-am încurcat cu 9.000 de euro, m-am încurcat și am luat și trebuie să dau bani și n-am cum să ies la piață, n-am cum să lucrez. N-am învățat la școală, nu-s gramotnă pentru ca să lucrez undeva. Mă văd și îmi zic că sunt rom și nu mă iau la școală, nu mă iau la lucru. Și să vă mai spun. Asta e. Mama decedată, m-am împrumutat cu bani și am pus la îngropiminte când a murit mama. A murit tata tot așa, tot am pus. Și m-am vărât tare mare datoria. Să dau și eu și la urmă așa s-a prinit că casa la mama au dat-o la fratele. Și eu am rămas la o gazdă aici, șez la gazdă și nici casă n-am, n-am unde să trăiesc, chiar ca peste 3 ani de zile ne-au dat 3 ani să trăiesc aici. După 3 ani eu trebuie să ies de aici. Nici de foc n-am, mai rup de la sora, de la fratele, mai vine fratele, mai mizând și ne mai dă lemne. Cărbuni n-am deloc, numai cu lemne fac focul. Asta e situația la mine. Îmi cer scuze, nu mai pot să vorbesc. Bine, mamă, vă invităm atunci la microbus, să descărcăm totul și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim, frumos. Thank you.
mulțumesc frumos. Mulțumesc la Dumnezeu că m-ați ajutat. La copii vă mulțumesc foarte mult că ați venit și pe la noi și ați ajuns. Eu v-am apelat că am văzut și eu prin telefon și am apelat la dumneavoastră ca să veniți și la mine. Și vă mulțumesc la Dumnezeu foarte mult. Mă rog și zi și noapte ca să meargă și mie cum la toată lumea. Îi merge, dar mie nu. Asta-i. N-am unde să spăl. Am 4 copii, eu n-am nici mașină, n-am și nici divan, n-am nici masă, nu e mititică masa la 4 copii să mâncăm. Foarte greu. E ca asta-i. Mulțumim frumos. Hai, spune. Spune, Mihai, tu, mulțumesc. Mulțumim frumos. Mulțumim. La revedere. Mulțumim la Domnul. Chipurile că vine și ne controlează. Și-a întrebat, ce faceți focul? Copiii au spus că noi, mama, are vă două lemne și ținem doar să facem mâncare.